este cel care părăsește terenul. Două schimbări făcute de Cristiano Bergodi. Au intrat un Lucas și Gârjolac. Petre Marin pentru Goian. Steaua conduce la Budapesta cu 1-0, dar vrea mai mult decât atât. O ce pasă a reușit Ianoș Sechei pentru Bogdan Stancu, se descurcă minunat Bogdan Stancu, centrează Stancu pentru Grijelac, 2-0 pentru Steaua. Grijelac marchează la mai puțin de 30 de secunde după ce a intrat pe teren polonezul Decarul, criticat de unii. Iată că își face foarte bine treaba. Bine, e și o chestiune de noroc. A fost șansă, a avut șansă la acest gol. Este cel mai fericit om din lume în acest moment. Rafal Grijelac se bucură împreună cu compatriotul său, Pavel Golanski. Grijelac, fotbalistul împrumutat de Steaua pentru un sezon de la Santi Skoda, formație din Grecia. A avut noroc Gârjelac, însă iată cât de bine a urmărit polonezul faza, a știut unde să se placeze exact pentru a putea relua acea minge. O centrare excelentă al lui Bogdan Stancu. Nu prea avea cum să o bage în